Ursula și bine ne-am întâlnit sănătoși la această ședință. Observ că și tura aceasta, domnul primar ne părăsește, nu este prezent la această ședință. Ce să mai zic? Asta e. Dau cuvântul domnului secretar să ne prezinte ordinea de zi a ședinței. De astăzi. Bună ziua! Sperăm să fie ultima ședință care o mai facem în format electronic. Să vedem ce se mai întâmplă luna viitoare. Deci, să dau drumul pe rezolvare programului de desfășurare lucrări ședinței ordinare electronic data de 30.06.2020. Domnilor consilieri, așa cum ați fost convocați, cu fără dispoziție 74 din 22.06.2020, vă rog să îmi permite să prezint ordinea de zi. Cum urmează. La articolul 1 avem aprobarea procesului de la ședințele ordinare din ianuarie, februarie, aprilie și mai. La articolul 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. La articolul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului de dezvoltare a sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. La articolul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea de contravalorii călătoriei în mijloacele de transportare personalului didactic și auxiliar de la școala Sfârțeni. La articolul 5, prezentarea rapoartului de specialitate din data 31.05.2020. Și la articolul 6, întrebări, interpelări, informări și ale primarului și consiliului local și declarații politice. Doamna președintă, veniți la vot cu ordinea de zi. Vă mulțumim frumos! Încerem. Supunem la vot ordinea de zi. În acest moment vom trece la procedura de vot, apelând pe fiecare consilier în ordine alfabetică, iar eu în calitate de președinte de ședință, eu îmi voi explica votul la urmă. Începem să apelăm în ordine alfabetică, pe domnul Ambăruș. Ședinței ordinare a Consiliului Local Sforțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020, 28.05.2020. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap. Trecem la articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială la combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Sunt de acord.
Trecem la articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii ca călătorie pe mijloace de transport ale persoanelor didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Da, de acord cu domnul profesor, să-și plănească banii pentru transport. Trecem la articolul 5, prezentare raport de specialitate privind informare cheltuielilor data de 30.04.2020. 31.05.2020. Prezintă doamna consilier Mirel Colina. Da, da, da. Noi am mai cerut de dumneavoastră că dacă ar fi fost să se încheie legislatura asta 2016-2020, dar problema pandemiei a dus-o mai departe. Noi am cerut, nu eu personal, ceilalți colegi consilieri, să fi fost debatat și frumos să înțeleagă fiecare în parte despre ce și cum. Eu am înțeles, sunt de rând, acum că, da, nu e un proiect de hotărâre, nu nimic, am citit o altă treabă, dacă era ședința și o făceam într-o încăpire acolo, la o cămină, avem două cămine, tot așa, dacă aveam ședința publică. Dar ca atare, de exemplu, acum o avem pe doamna Nedel cu zona acolo? Nu. Nu, păi asta e toată treaba, dar bine, nu vreau să o comentez acum. Da. Am înțeles, da. Trecem la articolul 6, întrebări, interpelări. Cel mai frumos. Dacă la ședința anterioară, dacă rețineți dumneavoastră, am pus o întrebare către domnul primar ca să vină să spună ce a făcut cu acele proiecte de drumuri, ce situație suntem cu ăla de apă, cu căminule, aveți un răspuns lăsat scris sau poate chiar colegul este Nu este, o să vă transmită. Deci noi suntem... Da, am înțeles. Suntem cum suntem. Nu, dumneavoastră sau domnul secretar, nu sunt nicio problemă. Nu vreau să spun nimic. Bun. Problema numărul 2. Știți prea bine că mai fost odată o discuție legată de acea școală de la Florești, acolo, cu problema parohiei, când a fost să folosească, cu toate că nici curent electric nu s-a consumat, nu nimic, că a fost rar de o zi, două. A fost acea discuție, că se fac acolo, se face comerț, da? Nu știu dacă parohia Florești prin părintele Hodea a depus vreo cerere pentru închirierea, da, unui spațiu din interiorul școlii. Așa, dar dacă va fi treaba asta, să avem în vedere, atât eu cât și toți consilierii, partea și conducerea unității, să se aprobăm, pentru că nu se scrie că nu se face nimic. Atâta timp cât putem să mai luăm un bănuț. Avem nevoie și de bani la bugetul local, da? Domnul consilier. Nu v-am luat, domnul secretar. Avem o vedea luna viitoare, să facem o ședință publică, pentru că dacă avem, cum am mai spus, căminele Scorțeni, Florești, putem să ne încadrăm în distanțarea asta socială, noi consilierii, poate chiar și 2-3 Domnul consilier, vreau să... mă auziți? Vreau să... Nu, vreau să spun că părinții nu dau numai telefon să punem în discuție, dar nu au făcut nicio cerere. O să spun că să vină în parcursul zilei de astăzi, dar telefonic am discutat cu doamna președinte și am zis, domnule, să vină cu cererea. Dacă n-a depus cererea, să-i comunicăm, am să-i comunicăm. Da, chiar vă rog. Cât de repede să depună o cerere, dar am în vedere lucrurile să ținem curs, să fie afectat, da? Da. Bine, doamna președinte, dar plăcea. Bine. Sănătate multă, vă mulțumim frumos. Să rămână, să aveți o ședință. Mulțumim! La revedere! Acum apelăm pe doamna Ceaușu Narcisa. Thank you.
Alo, bună dimineața! Bună dimineața, doamna președinte! V-aș întreba dacă sunt discuții pe ordinea de zi. Bănuiesc că ați citit? Am citit, da. Dar spuneam întâi să vedem cine mai este acolo, televiziunea este. Da, domnul secretar, doamna Alina Pondu. Domnul primar nu este. Am înțeles. Gata. Sunteți de acord, am notat. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.1.2020, 17.2.2020, 30.4.2020 și 28.5.2020. Prezentat de domnul secretar Vasile Danilă. Da, de acord. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, și aici sunt de acord, bineînțeles. Da. La articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Da, aici nu sunt de acord. Trebuie să dau explicații. În primul rând, se cere aprobarea proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, cod 126924. Dar eu, sincer, nu știu ce cuprinde acest proiect. Mama o lipsește, nu știu. Nu pot să-mi dau seama ce cuprinde. Asta ar fi prima chestiune. Și a doua chestiune este adresa numărul 1042 din 25.02.2020. Deci este proiectul pe țară din februarie. Noi suntem la 1 iulie. Doamna Avram Cristina, care face servicii primării de 25 de ani, de 4 luni de zile n-a fost în stare să ne modifice, să ne bage și la una mată, să vedem în ce constă acest proiect, acest. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și auxiliar de la Școala Generală Scorțeni pentru luna mai 2020. De acord. Se putea face și pentru luna viitoare. Da, normal că sunt de acord cu banii aceștia. Așa. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Da, aici este vechea problemă. Cristodul nu o să înțelege nimic, unde sunt banii în sfârșit, de acord. Aici. Așa ales, așa înaintăm, așa mergem până la sfârșit. Deci sunteți de acord, da? Da. Trecem la articolul 6, întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da, aici aș avea o problemă. În primul rând, aș vrea să-l întreb pe domnul primar dacă îi place cât de frumos a ieșit podul de la Parascan, de vale de-a nostru. Cum îi spunem noi de la Parascan. Oare își mai amintește acesta câți bani au băgat în podul ăsta, câți bani costă? Pentru că noi am aprobat finanțarea de acum 3 ani. Și din această cauză aș vrea ca să audă și cetățenii comunei Scorțeni că noi, consilierii, am aprobat 8 miliarde și 250 de milioane, plus anul trecut încă 1 miliard pentru documentații, trecut și documentația, deci, doamne. Vreau să mai spun cetățenilor că acest pod nu este peste Dunăre, ci este peste un părâu de munte și nu are 100 sau 200 de metri, ci doar 10 metri, aproximativ. Eu mă întreb foarte des de ce a costat atât de mulți bani. Dar încă o întrebare, la care se mai adaugă încă vreo câteva zeci rămase fără răspuns de-a lungul celor 4 ani care au trecut până acum. De aceea, țin să amintesc că un bun gospodar făcea cu acești bani toate podurile din Grigoreni, Scorțeni și Florești. Adică toate podurile de toată comuna noastră. Și ca încheiere, aș vrea să reamintesc cetățenilor din
această șansă de a mai prinde din urmă cât se mai poate, măcar comunele vecine, cu Blat, Perești sau pe jur, prin alegerea unui primar care poate face acest lucru rezonabil și nu doar în visele noastre. Visele să se fie realitate. În această cauză închei, mulțumesc tuturor. Vă mulțumim și noi, doamna. Sănătate. Sănătate. La revedere, doamna Anuța, sănătate. Mulțumim frumos, să vă zi bună, vă dorim sănătate. Apelăm pe doamna Creangă Vasilica. V-aș întreba dacă sunteți pregătită pentru ședință. Da. Dacă sunt discuții pe ordinea de zi. Nu. Deci sunteți de acord cu ordinea de zi, da? Da. Trecem la articolul 1. Proiect la aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020, 28.05.2020. Prezentat de domnul secretar. Da. Trecem la articol 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Da. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Inițiator, domnul primar Antoni Gărghiță Cătălin. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 5. Prezentare, raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020, 31.05.2020. Deținută doamna consilier Medel Coalina. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 6, întrebări, intervelări, informații ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Nu. Bine, atunci, mulțumim frumos, o zi bună, vă dorim. Mulțumim, bună, apelăm pe doamna consilieră Vici, Vici Compus, Lidia. Pe ordinea zi și dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, sunt de acord.
Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sorceni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020 și 28.05.2020. Prezentată de domnul secretar Vasile Dăvilă. Da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Da. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorcea. Da, da. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020, 31.05.2020. Da. Articolul 6, întrebări, interpelări. Da. Bine, doamna Căvuț, vă mulțumim frumos. Mulțumim la el. Apelăm acum momentul ăsta pe domnul Hagi Mugovidiu. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt președinta de ședință. Da. V-aș întreba prima dată dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Sau dacă aveți întâi discuții pe ordinea de zi. Mai bine zis. Da, sunt de acord. Sunteți de acord. Am înțeles. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020 și 28.05.2020. Da, sunt de acord. Alo? Alo? Da? Am înțeles? Da, 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 sau? Aproape. Bine. Da. Trecem la articolul 2. Dumneavoastră mă auziți? Da, da, da. Trecem la articolul 2. Hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, sunt și cu asta de acord. Nu am comentarii. Am înțeles. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Da, sunt de acord cu asta. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli pe data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Da, asta din câte știu, astea sunt informări. Zicem că nu se contează. Dacă se nu pot da, am spune nu, pentru că sunt făcute ca și în ultimul timp în bătaie de loc. Noi am cerut într-un fel, dar nu știu cine. Ori contabilul cu de lasă de putere face chestia asta, ori are ordine de la vreun conducător de primărie. Dacă se votează, eu știu că nu se votează așa ceva, sunt doar informări.
Dacă s-ar vota, va spune nu. Și acum rămâne? Adică? Adică rămâne votat, votați articolul 5 prezentare sau nu? Deci eu știu că nu se votează. Nu se votează. Deci, atunci, nu se supune atunci rămâne nu. Da. Am înțeles. Trecem la articolul 6. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da. Prima dată o întrebare. Cine mai este acolo? În afară de dumneavoastră. Este domnul secretar, domnul cu televiziunea și doamna Ronalina cu pentru redactare. Da, domnul primar este. Domnul primarul este, da. Are ceva mai important de făcut, da. Asta e. Totuși niște întrebări, domnului primar. Nu cred că o să-mi răspundă, pentru că e destul de greu acest format. Dar eu le pun. Prima întrebare, mă dează cineva, da? Adică se registrează, da? Da, 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 se registrează. Așa. De ce nu se ține ședința la vedere? Eu am vorbit cu domnul primar într-o zi când am fost la primărie, el a promis că de acum ce vor ține la vedere. Văd că nu s-a ținut de cuvânt. Bun, asta e prima întrebare. A doua întrebare. Au venit niște ploi mai abundente, s-au înfundat șanțuri, s-au înfundat poduri acolo la Grigoreni, în ăsta, Liman Costin, s-au înfundat, a trecut apa la vecinul. Ei, ca să rezolve problema, domnul primar, cred că domnul primar a dat ordine, sau de la cine putere, cel cu utilarul, a stricat o grămadă de șanț și podul. Cine îi face podul respectivii persoane? Bănuiesc că domnul primar din banii proprii, dacă el a hotărât. Altă întrebare. Am votat într-o ședință anterioară acordarea titlului de cetățean de onoare doamnei Marian Bărcica. Din câte știu eu, nu i s-a mai acordat acest titlu de onoare. Poate mă înșel, sper să mă înșel. Dacă nu, domnule primar, cum mai puteți da ochii cu doamna Floricica? Următoarea întrebare pentru domnul primar. În mai, pe la începutul mai, am depus o cerere prin care solicitam să se analizeze, sau prin care contestam decizia de a mi se lua din indemnizația de consilier 50% pe motiv că n-am fost la ședința de pe comisii. Voiam răspunsul. Cât trebuie, domnule primar, să îmi dați răspunsul la o cerere? A trecut peste o lună oricum. Următoarea întrebare. S-au cheltuit o sumedenie de bani, miliarde. Suma exactă nu mai știu exact, oricum e peste 16, pe vreo 20 de miliarde. Multe din aceste miliarde, datorită ploilor, au ajuns prin șanțuri, au ajuns prin grădinile banilor. Vreau să vă întreb, domnule primar, dacă sunteți mulțumit de calitatea lucrărilor și dacă dumneavoastră credeți că banii cheltuiți au fost cu folos. Multe întrebări ar mai fi pentru domnul primar, cu iluminatul public care în multe zone nu s-a rezolvat. Am văzut la ședințe că pentru rezolvarea iluminatului public la câteva case pe o ulița aia de lângă cimitir au trecut 4 luni până s-a rezolvat. Ar mai fi cu tuburile cele 10 care le-am votat și trebuiau să fie montate în anumite zone, dar mai mult cu calitatea lucrărilor la Căminul Cultural și mai mult. Eu sper că îmi răspunde, dar dacă nu răspunde, este treaba dumneavoastră. Și acum o întrebare pentru domnul secretar, că tot este acolo. Da, spune domnul consilier. Atunci când se aprobă o hotărâre de Consiliul Local, da, cu majoritate simplă, cu unanimitate, nu contează. De când intră în vigoare și de când se aplică acea hotărâre a Consiliului Local?
conform ordonanței 57, în 10 zile trebuie trimisă la Comisia Juridică a Instituției Prefectului, care dă aviz de legalitate sau este supusă contențiosului administrativ. Dacă în termenul ăsta nu este atacată, ea intră în vigoare. Deci intră în vigoare după ce a fost aprobată de Consiliul Local, da? Da. Transmisă la Comisia de Verificare a Legalității, la Comisia Prefectului. Eu am înțeles că dumneavoastră ați făcut o plângere. Din câte cunosc eu, a fost dată spre soluționare să dea răspuns doamna Cobuz. Nu mai știu în ce stadiu este răspunsul, unde este. O fi la domnul primar, o să mă interesez, o să vă comunicăm cel mai scurt timp. Da, dumneavoastră credeți că este legal ce s-a făcut? Eu n-am văzut prea multe, dar așteptam răspunsul la doamna Cobuz. Pentru că nu pot să iau niște eu știu niște măsuri eu, dacă nu știu ce s-a întâmplat în fapt. Dar nu am luat dumneavoastră măsuri. Dumneavoastră aveți și calitatea de jurist. Eu zic că nu trebuia să se aplice acea hotărâre. Deci să aplice modul de desfășurare a ședinței de comisii telefonic, deci prin mijloace electronice, înainte să se ia hotărârea în acest sens. Dumnezeu a aplicat-o înainte să se ia hotărâre în acest sens. Ea a cerut telefonic. O să analizez, domnul consilier, să vedem în ce stadiu și ce documente are la bază. Nu știu ce să vă spun acum, dacă nu știu documentele care sunt în spatele acestor... Documentele, v-am spus, erau foarte simple. Ea a hotărât de la sine cu ele, trebuie să mi se daie, așa, deci când nu i-am răspuns, i-am spus. Când m-a sunat, m-am dat mesaj, i-am spus că o să-mi dau, oricum s-a exprimat greșit, o spus să votez, să-mi dau votul pentru punctele, pentru hotărâre, pentru proiectul de hotărâre. I-am spus că votul voi da în ședință de... Dumnezeu, au aplicat cum au crezut. O să analizăm, domnul consilier, chiar o să vedem ce răspuns ne dă și atunci o să rog pe domnul primar să analizeze, dacă sunt încălcări, să verificăm situația, o să revenim asupra situației. Dar să vedem răspunsul. Eu zic că, adică, până la ora asta trebuia să am o plasă, nu știu, favorabil, favorabil, trebuia să am un răspuns. Da, aveți dreptate aici. Aveți dreptate. Sănătate, mă. Mulțumim frumos. Sănătate. Vă dorim o zi frumoasă. Sănătate. Acum trecem să apelăm pe domnul Măgirescu Ioan. Vasile Danilă. M-auziți? Da.
Deci vot bine. Dar domnul consilier, ele au fost publicate pe site și având în vedere problemele care s-au ridicat tehnice cu... Ați văzut dumneavoastră că sunt foarte multe foi de xeroxatus. Ca atare tot am așteptat să le așezăm. Da, domnul, vă înțeleg, da. Dar acum le-am pus pe CD-ul să fie completă toată situația. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție pe timp rezidențial al persoanelor cu handicap. Sunt de acord. Da. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului, dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. De transport are personalului didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Da. Sunt de acord. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Aici articolul 6, întrebări, interpelări, informat ale primarului și consilierului local și declarații politice. Dacă aveți ceva... Am prima întrebare și aici, domn primar e prezent? Nu. Păi dacă nu ai domn primar prezent, înseamnă că întrebări au fost foarte multe, îmi pare foarte... Eu am câteva întrebări așa, să le pun, dar să le se pun degeaba. Care nu-i face o programă, domn primar, dar aș fi avut niște întrebări și
Vă mulțumim cel mai frumos, vă dorim o zi frumoasă. La fel și dumneavoastră și domnul secretar. Să trăiți sănătate, numai bine. Vă mulțumim. Sănătate bună. Așa. Trecem să apelăm pe domnul consilier Bondu Adrian. Alo, bună ziua! Alo! Alo! Acum! Bună ziua! Sunt președinta de ședință. V-aș întreba dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Dacă ați citit ordinea de zi și... Ce sunt de acord cu ordinea de zi? Am înțeles. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.1.2020, 17.2.2020, 30.4.2020 și 28.5.2020. Da, sunt de acord cu... Am înțeles. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de timp rezidențial al persoanelor cu handicap. Da, sunt de acord și cu acest proiect. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului. Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Am citit raportul de specialitate. Aici nu trebuie să ne oprim de acolo, suntem. Chestia redactat bine, am înțeles, să-și facă treaba. Alo? V-ați auzit, da? Deci da. Îi pun întrerupere, de mă aud. Trecem la articolul 6. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Dacă aveți ceva... Aia asta că nu sunt neîntâlnit pe peisaj, așa nu avem pe cine întreba, nu avem cu cine vorbi, nu avem voi să-i dăm schimbirent, deci am întâlnit în trei. Am înțeles. De 3 luni n-am putut, n-am avut cu ei să dăm... Da. Bine, domnul. Da, bine, bine. Da. Sănătate numai bine. Vă doresc o zi frumoasă. Avem și cu noi. Acum apelăm pe domnul consilier Pavel Vasile. Thank you.
ședința de ședință. V-aș întreba dacă da. sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020 și 28.05.2020. Alo? Da, pot. Așteptat. Alo, nu vă aud. Mă auziți acum? Da. Da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu, persoanelor cu handicap. Da, și la articolul 2. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului, dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Nu prea aveți semnal. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Trecem la articolul 5. Prezentarea raport de specialitate privind informare cheltuiel la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. La articolul 5 are linie de obiectat. Și la articolul 6 am întrebări, interpelări. Da. Atunci vă dorim o zi frumoasă. Mulțumim. Sănătate și numai bine. Sănătate. Sănătate. Apelăm pe domnul consilier Vroti Vasile. Nu, Palcău Adrian, scuzați-mă. L-am depășit. Alo, bună ziua! Bună. Sunt președinta de ședință. V-aș întreba dacă sunt discuții pe ordinea de zi și dacă sunteți de acord. Nu sunt de acord pe ordinea de zi. Da. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020 și 28.05.2020. Trecem la articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Trecem la articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului, dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Sunt de acord. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informarea cheltuielilor la data 30.04.2020 și 31.05.2020. Da, având în vedere că este doar un raport de specialitate, și am fost eu cu raportul.
Trecem la articolul 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Pot să vă anunț, domnul consilier, că din ce te cunosc eu, s-a solicitat sprijinul jandarmeriei de la Moinești, au fost la fața locului, le-au pus în vedere, dar știți dumneavoastră cum e cu nomadul. Azi, ce dați în carte și pleacă și noaptea se întoarce înapoi. Acum o să-l anunț chiar astăzi, după ședință, se pune în vedere și domnului polițist local, problema ridicată de dumneavoastră. Așa. Apelăm pe domnul Dorote Vasile, domnul consilier. Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt președinta de ședință. V-aș întreba dacă sunt discuții pe ordinea de zi și dacă sunteți de acord. Da, sunt de acord. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.1.2020, 17.2.2020, 30.4.2020 și 28.5.2020. Dacă aveți... Da. Nu am nimic de spus. Am înțeles. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității și protecției de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Sunt pentru acest proiect. Da.
Trecem la articolul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Da. Trecem la articolul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Da, sunt pentru. Trecem la articolul 5, prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Da. La articolul 6 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Asta când o să ne întâlnim în ședință. Am înțeles. Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi frumoasă. Mulțumesc, la fel, la revedere. Sănătate. Acădăm pe domnul consilier, Zan Felix Neogen. Alo, bună ziua! Bună ziua! Sunt președinta de ședință. V-aș întreba dacă sunt mai întâi discuții pe ordinea de zi și dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Ce, dacă e cel local? Da. Doamne! Da? Bună ziua! Bună ziua! Ce salut pentru cei din sală? Bună ziua, nu sunteți singură. Nu sunt singură, este domnul secretar, doamna redactare, pentru redactare, doamna Ondu Alina și domnul televiziunea. Și subsemnata. Am înțeles. În probleme de organizare, deci doamna, cine este care scrie procesul verbal? Asistentul social comunitar. Asistentul social comunitar. Da. Mă bucur. Dar el trebuia să știe asta dinainte de a face o reclamație asta la trecută. Da, vă că sunt surprins că mi-a spus că primarul nu l-ați nominalizat. Nu este? Nu este. Nici viceprimarul? Nici viceprimarul. Nici șefii compartimentelor de specialitate care au dat parte de specialitate în ordinea de zi? Nu. Compartimentul de primar? Nu este. Vă cred? Da, de o mascaradă, la care am avut parte în 4 ani de multe ori. În fine, trecem la ordinea de zi. Nu reflectă nici pe departe problemele cu care se confruntă Scorțeniu în ultimii 4 ani. Și mai ales justific. Lipsesc informări care am solicitat. Le-am solicitat anterior, an, lună de lună, an de an, cu privire la multiplicarea banilor în contractele de servicii publice. Lipsire de atâtea informări privind evoluția și strategia de dezvoltare economică-socială prin proiecte. Dacă nu facem studii de stabilitate, facem proiecte. Deci, niște informări. Unde sunt proiectele? Cine le-a făcut? Cu cine le-ai făcut? Sunt eficiente? Nu sunt eficiente? Unde sunt date? Când vă vezi, nu dacă chiar după calorifere. Lipsire dacă doriți. Și informări privind lucrurile elementare, doamne. Privind nivelul de trai ai cetățenilor, cum e Scorțeni, indicatorii care sunt economico-social, deci lipsesc enorm de multe, lipsesc. Și asta le-aș vrut mereu, nu ca proiecte de hotărâre, am tot repetat. Le-aș fi vrut ca informări din partea ordonatorului principal de credite, primarul Comunei Scorțeni, pentru a avea o imagine foarte clară a ceea
articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.01.2020, 17.02.2020, 30.04.2020 și 28.05.2020. Prezintă domnul secretar Vasile Dănilă. Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Contravalorii
de mijloacele de transport a refețanilor personalului didactic și auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna 2020. Trecem la articolul 5, prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Implementat și cum puteți să-și implementat proiectele
Vă mulțumim frumos. Sănătate. Sănătate. Vă mulțumim frumos. O zi frumoasă vă dorim. Sănătate. Apelăm pe domnul Zafirescu Mihăiță. Alo, bună ziua! Sunt președinta de ședință. V-aș întreba dacă sunt discuții pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Bine. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.1.2020, din 17.2.2020, din 30.4.2020 și 28.5.2020. Bine. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Da, sunt de acord și cu acest proiect. Trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Da. Trecem la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Articolul 6. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Dacă aveți ceva. Dacă aș avea întrebări, mă cum la ce să răspund și așa că restul întrebărilor se adresează domnului primar, cum le-am adresat și în lunile trecute din urmă. Domnul primar este prezent acolo? Nu. Nu este.
Da. Este doamna Alina Gonzali. Alina? Da, doamna Alina. E pentru redactare. Da. Am înțeles. Da. Vă mulțumim frumos. Sănătate mult. Vă dorim o zi frumoasă. Mulțumim la fel. Sănătate. Bine. Acum studenții îi pun întrebări lui doamna președinte. Acum este rândul meu. Da. Eu sunt de acord cu ordinea de zi. Nu vreau să știu cum merge repede. M-a luat toată transpirație. Îi spuneți. Da. Citesc articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.1.2020, 17.2.2020, 30.4.2020 și 28.5.2020. Aici votul meu este da. Trec la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap. Da, tot la fel este votul meu, da. Trec la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Aici votul meu este nu. N-avem proiect nimic la mapă, n-am ce să votez. Trec la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii categoriei pe mijloacele de transport al personalului didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorțeni pentru luna mai 2020. Aici votul meu este da. Trec la articolul 5. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuiel la data de 30.04.2020 și 31.05.2020. Deci nici aici votul meu este nu. Trec la articolul 6. Întrebări, informări, interpelări ale primarului, primarului și consilierilor locali și declarații politice. Aici aș avea multe întrebări. Am o întrebare care mă adresez domnului primar, că aș dori să-i aduc la cunoștință că în ziua de izvorută măduire, în ziua aia se curăță izvoarele, o echipă de tineret de pe Dragomireasa au curățat toate izvoarele de pe Dragomireasa și au mers și în Trăistea. La o fântână a fost... cum să vă zic, neavând scurgere, fiind foarte mult noroi, au solicitat un băiat din echipa care au fost, că au fost alu Tudorache, zic, sau Privoancă, Groti, Șova, au fost mai mulți. Așa, au venit unul și au solicitat domnul primar să pună la o fântână care era, care nu avea scurgere și era cu noroi. A solicitat să-i se dea niște balasuri. Câteva roade, balasul sau o mașină, dacă aveam unde o pune dacă. Domnul primar a fost binevoit, a răspuns da, dar să ne gândim că este cu Dan rămas, că este două luni și jumătate, că a fost 24, dacă nu mă înșel, aprilie, izvorul tămăduit, și am rămas cu cuvântul da. Deci ne-am săturat și nici în momentul de față, deci nu s-a adus balastru, a rămas cu da, mai zic încă o dată. Ce să vă mai zic? Am rămas surprinsă. Îmi scot să spun. Păi, ce trebuie primarele? Haideți să întoarcem privirea altfel. Ne-am săturat de minciuni și de promisiuni. Eu ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Am rămas tablou. Când toți îmi spune și mă gândesc să nu face nimic.
mai am mult de spus, dar chiar dacă am spus, spun ca la gard și eu. Așa. Având în vedere că am votat toți consilierii, declar ședința închisă. Mulțumesc, doamna. Și eu vă mulțumesc. Thank you.